criza consumului și a împrumuturilor. Asta în mod special îi vizează pe tineri, știți că la bătrân după o anumită vârstă nu le mai acordă împrumuturi. Dar nu doar pe tinerii necăsătoriți, ci și pe tinerii căsătoriți și pe familii în prim plan. Consumul este o funcție a creației. Dumnezeu ne-a creat ca noi să trăim prin consum. Consum de hrană, consum de îmbrăcăminte, alte servicii necesare vieții. Dar încă de la început, Dumnezeu a pus limite consumului. Și le-a spus celor din grădină, puteți să consumați până aici și de aici nu mai este voie. Dumnezeu a limitat consumul legându-l de fericire. Știți că odată ce omul a depășit limitele consumului pe care Dumnezeu l-a rânduit, și-a pierdut fericirea și a fost expulzat. Evreii, ca și popor experiment luat de Dumnezeu, au căzut și ei încă din drumul postiei, din fazele primare ale constituirii lor ca națiune, în aceeași ispită a lăcomiei. A și rămas denumirea de Kibrot Hatava, mormintele lăcomiei. Au sfârșit viața înainte de vreme, pentru că n-au știut să-și controleze consumul. Și n-a fost singurul caz în care și-au depășit limitele. Înțeleptul scria în Proverbe, capitolul 1, de la versetul 10, avertizându-i în prim plan pe tineri, și finaliza ideea în versetul 19, aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Numai că societatea post-industrială, cu care am luat și noi cunoștință odată cu Revoluția din 89, a creat multiple posibilități de îmbunătățire, cred că ar trebui cu ghilimele pus, a condițiilor de viață. Dar toate acestea au necesitat fonduri adesea inexistente. Și de aici, împrumuturile, creditele. Cred că vă mai amintiți articolele în serial din revista Cuvântul Adevărului, din cartea Henry și Înalta Societate. O familie de țărani, liniștită, bărbat, femeie, copii, câteva animale, vaci pentru lapte, cai pentru muncile agricole, și își amintește cu drag acel bărbat, este scris în primele capitole ale cărții, cum venea soția cu mâncare la el și stăteau pe brazdă, la umbră, aveau timp unul pentru altul, pentru copii, și nopțile erau liniștite. Asta se întâmplă după zile fericite. Dar au venit oameni cu anunțuri, că în zonă se introduce electrificarea, că tocmai și prin terenul lui se vor construi anumite drumuri, modernizare. Și de aici, oferte să-și cumpere frigider și alte aparate care consumă, să-și cumpere, evident, și televizor, apoi să își cumpere tractor și multe alte mijloace care toate purtau același titlu. O viață mai bună, mai frumoasă, mai prosperă. Și toate erau atractive. Astfel a trebuit să-și vândă cai, a intrat în datorii, n-a mai putut să le plătească doar cu veniturile de până atunci, a trebuit să se angajeze într-o fabrică, de acum mergea la lucru pe schimburi, a introdus telefon, soția lui era tare mult la telefon, a intrat într-o societate, o organizație feministă, aveau întâlniri, copiii de acum erau cu televizorul și peste el apăsau creditele. S-a îmbolnăvit de la stres, a ajuns la spital, trebuia să și muncească, doar cu bani de concediu nu putea să-și susțină familia, toate până când într-o zi, sub stres și oboseală, a murit într-un accident. Asta după ce zile în șir se întâlnea cu soția doar așa prin bilețele,
hrana o servea de la frigider, cu copiii nu mai putea să vorbească pentru că erau la televizor. Recitiți dacă mai aveți încă revistele acelea. Sunt lecturi care merită citite și recitite. Pentru că asta este realitatea care ne-a adus o societate actuală. Vorba cuiva, nu degeaba oamenii în timpul liber vor să meargă la țară de părere de rău după ce au pierdut. Pentru că în mod deosebit societatea urbană și mai mult această societate de consum ne-a afectat și ne-a înrobit. Nu degeaba spunea înțeleptul, vă citesc din Proverbe 22, versetul 7, bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut. Românii încă nu sunt tare îndatorați, dar în mod deosebit Occidentul, datorii personale, datorii pe firmă și chiar datorii naționale. Cel mai mare dator de pe glob din tot ceea ce știu eu e Guvernul Statelor Unite. Împrumutați la Banca Rezervelor Federale, care de fapt este o bancă privată. Și toate astea se răsfrâng asupra populației. Vreau să observăm care ar fi cauzele acestei crize și apoi, într-o a doua parte, ce soluții avem la îndemână. Și vreau să spun lămurit, Biblia are tare multe învățături în privința aceasta. Este un subiect dezvoltat pe larg în Scripturi. Avem din plin de unde să culegem versete, evident că nu le vom aminti pe toate, ar fi prea multe. O primă criză, o primă cauză e dată de consumul de alimente și servicii într-un ritm neechilibrat și peste limita necesităților umane. Adică oamenii au început să consume mai mult decât aveau nevoie în mod real. Asta în mod deosebit în Occident. Acolo de unde a pornit și criza din perioada interbelică și criza din anul 2007, din perioada noastră, pentru că economiile s-au bazat pe prognoze de consum în creștere. Dar toate acestea nu puteau să meargă la infinit. Ca să dau un exemplu concret din economie, turismul a cunoscut limite fără precedent în ultima vreme. De fapt, nu-și cunoaște limitele. Întreb, turismul este o necesitate? Mor dacă nu te duci să vezi toată lumea? Te îmbolnăvești dacă stai liniștit în gospodăria ta când ești în concediu? Turismul este o afacere foarte profitabilă pentru unii. În schimb, este o cheltuială de lux pentru cei mai mulți. În general, în Occident, salariile le-au ajuns oamenilor doar pentru un consum curent, iar micile economii, de regulă, erau consumate în concediu. Ulterior, criza, mă refer la criza din ultimii ani, a determinat populația să reducă cheltuielile cu alimente și servicii, cu vacanțe, cu combustibile auto. Și toate acestea sunt reflectate în date statistice. Drept dovadă că nu erau cheltuieli reale, necesare. Erau cheltuieli peste limita necesarului. Vreau să arăt aceasta din Scripturi, citindu-vă în Apocalipsa 18, ca să vedeți că Biblia nu este luată prin surprindere de evoluțiile economice. Totul este profețit. Scrie aici, citesc de la versetul 2, a căzut Babilonul. Și aici se referă la un Babilon economic. Căderea înseamnă criză. Versetul 3, pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea, și negustorii pământului, aspectul economic, s-au îmbogățit, atenție, prin risipa desfătării ei. Risipă. Asta e cauza numărul unu. Este calculat faptul că alimentele care se aruncă din magazine sau din locuințele oamenilor ar fi suficiente ca toată populația globului să trăiască foarte bine.
Numai că în țările dezvoltate se aruncă mâncarea și cei din Africa mor de foame. Risipa desfătării. Citim în continuare de la versetul 11. Negustorii pământului o plâng și o jălesc pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa. Și vă rog să observați versetul 12 și 13. Numai în versetul 13 sunt, poate ați întâlnit întrebarea aceea, în ce verset scrie de 15 ori un cuvânt. Ăsta e versetul. Sunt enumerate aici 15 produse, nici. Adică nu mai sunt. Dar în mod deosebit, versetul 14, și roadele atât de dorite sufletului tău, deci nu neapărat trupului, nu neapărat că sunt o necesitate, s-au dus de la tine. Toate lucrurile alese, strălucite, luxul, sunt pierdute pentru tine și nu le vei mai găsi. Tot aici citim, versetul 16, vai, vai, cetatea cea mare, care era îmbrăcată cu insubțire, cu purpură, cu stacojiu, care era împodobită cu aur, cu pietre scumpe, cu mărgăritare. Versetul 18, care cetate era ca cetatea cea mare? În antichitate, Roma a avut acest lux. Se spunea că dacă pe pământ sunt 10 măsuri de bogăție, 9 sunt la Roma. Oamenii trăiau într-un lux exagerat. Societatea noastră a vrut să extindă acest lux care mai de mult era doar în casele regale. O a doua cauză, o a doua criză. De fapt, este urmarea acesteia, este strâng legat. Dorințele de consum exagerat au dus în mod inevitabil la împrumuturi. Iar împrumuturile au dus la imposibilitatea rambursării integrale și la timp a acestor credite. Ascultați-mă ce vă citesc din Proverbe câteva versete legat de creditare, de datorii, de giranți, chezășie, cum este numită în traducerea noastră. Proverbe 11 cu 15. Cui se pune chezaș pentru altul îi merge rău. Deci asta e clar. Dar cine se teme să se pună chezaș este liniștit. Tu alegi. 13 cu 11. Bogăția câștigată fără trudă. Să te îmbogățești într-o dată. E un credit. Scade. Dar ce se strânge încetul cu încetul, crește. Dar societatea noastră e lipsită de mentalitatea să pui leu lângă leu și să aduni. 17 cu 18. Omul fără minte dă chezășie. Se pune chezaș pentru aproapele său. Adică este o lipsă de gândire. 20 cu 16. Iată ce se întâmplă apoi. Începi să pierzi. Ia-i haina, că s-a pus chezaș pentru altul și ține-l zălog pentru alții. Și întoarceți pagina 22 cu 26. Nu fii printre cei ce pun chezășii, printre cei ce dau zălog pentru datorii. Și mai adăugăm un citat din Habacuc, capitolul 2. Toate sfaturi biblice de care este foarte bine să ținem cont. Habacuc 2, citesc de la versetul 5. Ca și cel beat și semes, cel mândru nu stă liniștit. Își lăjește gura ca locuința morților, este nesățios, adică nu se poate controla, ca moarte. Așa că pe toate neamurile vrea să le strângă la el și toate popoarele să le tragă la el. Nu va fi el de bajocura tuturor acestora de râs și de pomină? Se va zice, atenție, vai de cel ce adună ce nu este a lui, până se va împovăra cu datorii. Nu se vor ridica deodată cei ce te-au împrumutat. Nu se vor trezi asupritorii tăi și vei ajunge prada lor? Îmi spunea un frate, pentru care a girat sora lui cu casa, că a ajuns într-o situație limită, care sora lui pistona și spunea, ce faci dacă îmi pierzi casa? Am muncit zeci de ani în străinătate pentru ea. Știți unde l-a dus gândul?
A zis, sora mea, nu pierzi casă. În ultimă instanță mă arunc de pe bloc și plătește asigurarea. Dar el avea mai mulți copii. Dumnezeu l-a scăpat în ultimă instanță. Pentru că așa a fost sistemul și conturile curente ale populației au putut fi folosite și pe minus, la care s-a adăugat credit de consum, credit de ipotecare și toate astea de fapt au fost cheltuieli fără acoperire. Biblia recomandă creditarea numai pentru nevoi imediate și limitate de consum și un sistem general de grațiere care nu permite robirea populației. Dar ce cred oamenii? Ce scrie în Biblie sau ce scrie în reclame? Din nefericire, ce scrie în reclamele de la bănci? Am fost de față când o soră, mamă a unei alte surori, a venit la cineva să-i ceară niște bani, să zic, fica mea se îmbolnăvește, nu mai poate să-și plătească ratele. Și am întrebat, dar pentru ce a luat credit? Să-și aranjeze casa, să o zugrăvească, să o repare. Și cum a citit pe reclama aceea? La care sora mai vrea să zice, nu știu. Zic, știi ce scria pe reclama aceea? Din partea băncii. Zugrăvește-ți casa că vreau să-ți o iau. Nu, că nu scrie așa. Ba da, ei nu-ți iau casa nezugrăvită. Ei îți dă bani ca să-ți o spoiești, cum zic bătrânii, și apoi să-ți o ia. Dar oamenii nu se gândesc, oare chiar nu mai putea să locuiască în casa aceea așa cum era? Dacă n-a avut 5 lei, de unde urma să aibă 10? Dar oamenii nu cred, repet, ceea ce este scris în Biblie. În Biblie este scris, vă citesc din Deuteronom, capitolul 15, ce e de făcut atunci când cineva chiar are nevoie de un credit. Citim de la versetul 1, la fiecare 7 ani să dai iertare. Și iată cum se va face iertarea când se va vesti iertarea în cinstea Domnului, orice creditor care va fi împrumutat pe aproapele său să ierte împrumutul, să nu silească pe aproapele său și pe fratele său să-i plătească datoria. Versetul 6, Domnul Dumnezeu tău te va binecuvânta cum ți-a spus, așa încât vei da cu împrumut, rețineți, a lua cu împrumut nu e o binecuvântare. A lua cu împrumut în Biblie e trecut ca blestem, ca o pedeapsă. A da cu împrumut îi socotit o binecuvântare. Versetul 7, dacă va fi la tine vreun sărac dintre frații tăi, în vreuna din cetățile tale, pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu-ți împietrești inima și să nu-ți închizi mâna înaintea fratelui tău cel lipsit, ci să-ți deschizi mâna, atenție, să-l împrumuți, cu cât? Versetul 8, cu ce-i trebuie ca să facă față nevoilor lui. E nevoie să-și cumpere mașină, dacă nu are bani, nu-i nevoie. E nevoie să-și facă altă casă? Nu, nevoie înseamnă hrană, îmbrăcăminte. Eventual, un ajutor pentru chirie. Dacă nu poți să stai la oraș, te duci la țară. Asta spunea și Domnul Hristos în Noul Testament. Vă citesc din predica sa, Matei, capitolul 5. Deci oamenii trebuie să fie ajutați în mod deosebit în frățietate. 5:42, celui ce își cere, dă-i. Dar fac aici o precizare. Biblia este foarte clar împotriva cerșitoriei. Eu am spus cuiva care se vedea că e un cerșitor profesionist și cerea o sumă destul de mare, dacă mi-arăți în Biblie un singur verset unde ai voie să ceri de pomană, îți dau cât zici. N-ai voie să ceri numai împrumut. Iar Biblia spune celui ce te împrumută, dacă după câțiva ani tu nu te poți redresa, să te ierte. Dar când cineva din start cere pomană, e un hoț calificat. Biblia spune foarte clar, întâi vă citesc spusele Domnului Iisus aici, care a zis așa, nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine, nu celui ce își cere pomană. Păi unul care cere pomană, de asta poți să te întorci cu spatele ei. Ca la comandă în armată. Ăsta e un șmecheraș, vrea să te fure. Trebuie să-și ceară împrumut.
Și dacă nu poate în câțiva ani, asta spune Biblia, tu ca și om pocăit, văzând că el a avut nevoie, trebuie să-l ierți. Că asta spune în varianta Tatălui nostru din Luca 11, că trebuie să ierți. Nu ce ți-o greșit cineva, să ierți și datoria. Citiți? Dar să ne amintim ce spune David în Psalmul 37. În privința aceasta, versetul 25, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșându-și pâine. Deci un credincios nu poate să ceară decât împrumut. Așa cum scrie în pilda din Luca 11, s-a dus unul, rămăsese fără pâine, se poate. S-a dus la altul și a zis, prietene, împrumutăm trei pâini. De cine a zis, dă-mi trei pâini? Nu, împrumutăm. Asta spune învățătura biblică foarte clar. O a treia cauză, poftele firii pământești, cărora le vom rezerva o lecție din acest ciclu în viitor, dacă sunt provocate, trezite, dacă nu e răstignită firea pământească, creează dorințe excesive care, vă rog, rețineți, nu favorizează viața. Dimpotrivă, creează stări grave de deturnare a sensului vieții, de pierderea realității spirituale prin comiterea diverse păcate, natură economică, socială, culturală, care se răsfrâng, în primul rând, în viața de familie. Și vreau să vă prezint un episod din Isaia, capitolele 3 și 4, ca să vedeți unde duce acest consum, criza. Isaia, capitolul 3, versetul 12. Poporul meu este asuprit de niște copii, atenție copii, că voi sunteți cu ispita asta, și îl stăpânesc niște femei, să fie atente și surorile, doamnele care sunt aici. Versetul 13. Domnul se înfățeșează la judecată, stă în picioare ca să judece popoarele. Domnul intră la judecată cu bătrânii. Dar de ce? Îi judecă pe bătrân dacă de fapt stăpâneau femeile și copiii. Partea a doua versetului. Voi ați mâncat via. Prada luată de la sărac este în casele voastre. Un consum scăpat de sub control datorită poftilor. Și enumeră aici garderoba feminină. Ceea ce pentru antichitate era lux. În vremea noastră sunt haine pe toate gardurile, nu scumpe. Dar atunci să fi avut haine câte scrie aici, nu se putea prin mijloace obișnuite. Numai prin jaf sau prin înșelătorie, că atunci bănci nu erau. Acum se poate prin bănci. Numai că mergi până la un loc și apoi te-ai îndodmolit. Ce s-a întâmplat în final? Scrie în 4:1. După ce bărbații au murit, șapte femei vor apuca în ziua aceea un singur bărbat și vă zice, vom mânca din pâinea noastră, adică nu avem pretenții. Vedeți, sunt pline molurile și s-au făcut niște coșuri cât de mari, nu? Să încap acolo. Noi ne uităm la coșul care umple, în loc să ne uităm la coșul în care umple ei banii noștri. Și spunea, cineva a ajuns într-un mol, zice, iar nu mă pot stăpâni, iar nu mă pot controla. Și știu că iar cumpăr și ce nu-mi trebuie. Și au continuat să spună femeile mai departe, ne vom îmbrăca cu hainele noastre. Adică nu vor mai fi ca cele dinainte, cum scrie în Amos, că ziceau bărbaților, dați-ne să bem, de mâncat nu mai vorbim, tot ce puteau pe piața vreme. Haine, lux, acum tehnologia a adus multe alte lucruri care se pot cumpăra, numai că au ajuns de ocară. Și știm situații în care oamenii s-au împrumutat într-o altă zonă a țării, în Ardeal. Mai coale în urmă cunosc cazul a două familii care au luat credit din bancă, voind să se mute de la apartament la casă, dar au vrut să facă niște case mai mari. Pare mi se încă una pentru ei și una pentru alții, apoi să le vândă. Mai că a venit criza și ei nu erau antreprenori calificați. Și până să le termine, s-au terminat toți banii, au trebuit să-și vândă apartamentele, una din familii stătea într-un garaj, cineva i-a lăsat de milă și acum frații din conducere nu știau cum să medieze între debitori și creditori, măcar să ierte de datorie, ca în vremea lui Nemia. Deci, voind să aibă mai mult, s-au trezit că și-au pierdut și propriile apartamente, realități cotidiene din jurul nostru, chiar din frățietate. Domnul să se îndure de noi.
Vreau să vă citesc din Noul Testament ce spune Scriptura în privința aceasta, unde se ajunge, unde duc poftele. 1 Timotei, capitolul 6, scrie aici de la versetul 7, căci noi n-am adus nimic în lume, este foarte clar, și nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Cel puțin vorba cuiva, suntem sărași de două ori, când veni și când plecăm. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim, astea sunt nevoi, și cu ce să ne îmbrăcăm ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, ajung nu unde au pornit, în alte direcții. Unde? Cad în ispită, în laț, în multe pofte. Asta e problema. Oamenii nu-și cunosc limitele. Inițial își doresc să aibă o mașină, cel necesar într-o casă, da, de unde? După aceea se compară cu alți patroni, trebuie să dea toate jos, toată mobila schimbată, altă mașină. Nu-și cunosc limitele. Cad în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință, deci mântuirea se suspendă și mai mult, chiar în viața aceasta, s-au străpun singur cu o mulțime de chinuri. Doamne, ferește-ne, păzește-ne! Am citit undeva că un tânăr care atunci când citea despre Solomon, parcă ar fi vrut să aibă și el mult. Și a zis, Doamne, eu dacă eram în locul lui Solomon, o singură diferență era, eu rămâneam pocăit. Încearcă să-mi dai, Doamne, și vei vedea că rezist. Și Dumnezeu i-a dat mai degrabă un vis. Se făcea că era Domnul Iisus lângă el și a zis, tinere, nu vrei să-mi aduci o cană de apă de la prima casă din sat? Imediat, Doamne, s-a dus gazda primitoare, apă vrei, avem minerală, plată, vinul, dar avem izvoarele noastre, hai cu mine pe câmp. Țin numai puțin că am aici niște angajați la lucru, să mai dau niște ordine, să văd cum merge treaba, acum suntem în sezon, înțelege și tu, și imediat te servesc. Numai că atâta treaba a fost încât s-a făcut seară, toropiți de oboseală, au căzut dimineața când s-a trezit bogătașul, zice, stai că azi încă e vreme bună la treabă, hai că rezolvăm și cu apa. Și s-au adus și mai multă treabă, în vis, se pot petrece de toate, nu? Ei, dar stând acolo, până la urmă a zărit că bogătașul are o fată, de acum alte și alte pasiuni, altă și altă treabă, alte nevoi. Până la urmă au venit și copii, a fost tare lung visul, măcar că un vis se consumă foarte repede. Alte grijuri. Și la un moment dat, cataclisme, viitor, alunecări de teren, să scape familia, a lăsat averea, știți, omul de tot ce are pentru viața lui. Și înainte de să termina coșmarul, prind Domnul Iisus de mână și zice, băiete, cât mă aștept până vii cu apă? Și când s-a trezit, a zis, Doamne, n-aș fi mai brav decât Solomon cu nimic. Uneori am vrea să fim în locul lui Adam și crede că suntem mai grozavi, alteori în locul lui Solomon nu am fi mai grozavi. Omul când nu respectă limitele consumului, se cufundă în prăpăt și pierzare. Din mlaștina asta n-a ieșit nimeni pe picioarele lui. Asta este realitatea. Ce soluții avem? 1. Recunoașterea raportului dintre starea spirituală și împlinirea sufletească. Nu dintre starea materială și împlinirea sufletească. Unii cred că starea materială dă împlinire sufletească. Fals. Starea spirituală dă împlinire sufletească. Vă amintiți de bogatul acela căruia i-a rodit țarina? Ce a zis el? Dacă am, de acum suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. De acum veselește-te. Și încheie Domnul explicațiile din pilda aceea din Evanghelia după Luca, capitolul 12. Dacă îți pierzi sufletul, la cine rămân? Versetul 21. Tot așa este cu cel ce-și adună comori și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. De sufletul nu poate fi îmbogățit de jos, numai de sus. Fericirea curge de sus în jos. Noi credem că vom face o fântână arteziană și din averea noastră să țâșnească într-o zi ceva fericire. Un asemenea sens încă nu a fost descoperit. Și nici nu vom putea să ne rupem de lumea materială în raport cu sufletul nostru. Pentru că spunea Domnul, citesc din Matei capitolul 6,
Când a zis să ne strângem comor sus, nu jos, pentru că asta are un efect foarte clar de neîndepărtat în relația aceasta, 6:21. Pentru că unde este comoara voastră, acolo este și inima. Deci, când omul devine stresat, pasionat și cu atât mai mult îngropat în datorii, e robit. Trebuie să recunoaștem, dragii mei, că stările noastre de nemulțumire și de lăcomie sunt neîntemeiate. Să ne comparăm cu alte realități istorice și vom vedea ce boieri suntem. Dar dacă ne comparăm cu alții mai bogați, ne vom crede defavorizați. Și de aici ne apucă lăcomia și nu mai găsim limitele și fericirea niciodată. În jurul anului 1900 se considera de către specialiști în domeniu că dacă sunt îndeplinite 100 de nevoi ale omului, el trebuie să fie împlinit și fericit. Pe aceeași listă, până în anul 2000, știți câte nevoi se adăugaseră? Încă 400. În anul 2000, statisticile în Statele Unite afirmau că numai dacă omul are îndeplinite 500 de nevoi, poate să fie fericit. Oare unde s-ar fi oprit limita? Vedeți? Trebuie să recunoaștem că stările de nemulțumire sunt nefondate. Nu avem noi un meniu suficient? Nu avem noi condiții de viață? Numai că provocările sunt foarte mari, reclamele ne bombardează din toate părțile, comparațiile acestea ne ispitesc, dar în fond, lăcomia ne prinde. Nu nevoia, lăcomia. Rețineți așadar această primă soluție. Împlinirea nu vine prin suplimentarea materială, ci prin căutarea Domnului. Împlinirea vine de la Duh, nu de la trup, nu de la cele materiale. Domnul să vă dea bucurie. Și asta trebuie să vină de la adunare. Nu ceea ce ni se oferă nouă peste săptămână ne va face pe noi duminica fericiți, nu? Ceea ce ne dă Domnul aici ne va da o săptămână liniștită. Și vom putea să trăim în pace. Pentru că Dumnezeu pe unii face bogați, iar pe alții nu îi lasă să se îmbogățească. Spune Scriptura în Proverbe, capitolul 22, versetul 2, bogatul și săracul se întâlnesc. Și dacă săracul nu-i cu minte, face crize. Când îl vede pe altul cât e de bogat. Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. Rămâi liniștit. O a doua soluție. O atitudine prietenoasă față de pământ, față de agricultură și în general față de muncă. Tinerilor, așa că v-ați bucura să găsiți o comoară acum când sunteți tineri, nu? Să vă aranjați pentru toată viața. Uite, eu vă citesc din Proverbe care este comoara 12:27. Leneșul nu-și frige vânatul. Acum este mâncare pentru leneș, nu trebuie să frigă ei, o cumpără direct, gătită, nu? Dar comoara de preț a unui om este munca. Asta este comoara care puteți să o aveți în mod deosebit, tineri, pentru că sunteți sănătoși. Întorc două pagini în urmă, 10, Proverbe de la versetul 2. Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc. Versetul 3. Domnul nu lasă pe cel neprinit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi. Cine lucrează cu o mână leneșe sărăcește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Cine strânge vara este un om chibzuit. Cine doarme în timpul seceratului este un om care face rușine. Tot Proverbe 24. Înainte de a citi, vreau să vă spun că într-o situație le-am spus ceva la niște frați dintr-o altă zonă a țării mai săracă, care ei se plângeau că n-au loc de muncă. La care eu am spus, voi aveți loc de muncă? Unde, frate? Zic, între gardul de la grădină și asfaltul de la șoseaua națională. Dacă nici acolo n-ați reușit să amenajați, apoi să nu spuneți că n-aveți loc de muncă.
dacă nici locul care l-aveți nu este îngrijit. Zic, uite, fac o convenție cu voi. Până la primăvară nu mai beți suc, nici Coca-Cola, nici nimic, și adunați bănuții, sau dacă nu, până la toamnă să fiți mai siguri că se prind, și vă plantați niște pomi acolo. Un cireș, un cais. Nu mai cumpărați fruct. Știu că nu aveți în cămară compot și dulce. Măi, să aveți pe viitor. Păi nu ne-am gândit la asta. Măcar primiți sfaturile pe care vi le dă altul care s-a gândit. Știți ce mi-au zis? Frate, al slujitor când a venit la noi, ne-o dat bani. Măi, banii vi s-au terminat, dacă vă puneți cireșe, nu se termină, măi. Eu v-am dat mai mult decât bani, v-am dat un sfat înțelept, dacă vreți. Asta nu înseamnă muncă, nu avem tractor, nu trebuie cireș la tractor. Asta, tractorul la cireș. Poți să muncești cu mâinile tale, dar nu sunt gata să primească ușor oamenii astfel de sfaturi. N-avem utilaje, dar ce bunicii noștri au avut utilaje? Nu, pe ce a săpat toată grădina din casmau și dădea din sapă, nu erau nici erbicide și burene de la Adam încoace. Oamenii au muncit greu, dar asta este realitatea. Proverbe 24, citesc de la versetul 30. Am trecut pe lângă ogorul unui om leneș. Avea ceva ogor, sărmanul. Pe lângă vie un om fără minte. Și era numai spini, acoperit cu mărăcini, zidul de piatră era prăbușit. M-am uitat bine școlarea minte și am tras învățătură din ce am văzut. Să mai dor puțin, să mă ațipesc puțin, să mai încrucișez puțin mâinile ca să mă odihnesc. Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate, ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Și te leagă. N-ai ce să mai faci. Sunt situații în care greu să mai poate ieși. Dacă a venit ca un hoț, ca un om înarmat, ești terminat. Și tot din Proverbe mai citesc 28:19, să mă asculte tinerii, să le fie dragă munca. Ori școala și în urmă să câștigați bani de acolo, ori muncă. Dar dacă niciuna nu vi-e dragă, atunci nu vă rămâne decât să vă ia Domnul pofta de mâncare și să vă taie pretențiile. 28:19. Cine își lucrează câmpul? În țara asta sunt câmpuri nelucrate. Dar pe bulevard, unde n-au ce să sape, stau tineri și fac mizerie. Și cine aleargă după lucruri de nimic, are belșug de sărăcie. Știți ce înseamnă belșug de sărăcie? Datorii. Că cine e numai sărac și nu are datorii, nu e mare problemă. Dar cine are datorii, ăsta are belșug de sărăcie. Și asta datorită crizei consumului și a împrumuturilor care au urmat. Dacă este cineva, spun în al treilea și ultimul rând, care e deja cu împrumuturi, trebuie să caute căi de rezolvare urmate apoi de reglarea consumului. Să înțeleagă că Dumnezeu ne-a chemat să muncim cinstit și să așteptăm felul în care El ne va purta de grijă. Și dacă ne dorim ceva mai mult, să estompăm aceste pofte și să așteptăm cu bucurie împărăția viitoare în care fericirea va fi deplină. Iată ce ne învață Scriptura în privința aceasta, Proverbe capitolul 30, de la versetul 7. Două lucruri își cer, nu mi le opri înainte de moarte, depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos, și al doilea, nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție, dă-mi pâinea care îmi trebuie. Pentru că există riscuri pe cele două extreme. Ca nu cumva în belșug să mă leapă de tine să zic cine este Domnul, ca nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Atenție așadar! Munciți este bine, mulțumiți-vă cu ce aveți, spune foarte clar Scriptura în Evrei, capitolul 13, este un cuvânt pe care este bine să ne-l însușim în momente grele, 13:5-6, să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți. Asta nu înseamnă să rămâi în sărăcie, să muncești. Dar nu să te încerci să te îmbogățești înainte de a munci, înainte de a face ceva bani. Căci El însuși a zis, adică ne-a făcut promisiunea asta, știm că noi oamenii suntem slabi și ne temem. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere,
Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de nimic. Și asta privește problemele economice. Ce ar putea să-mi facă omul? Dacă nu ești robul omului, dacă nu te-ai băgat în prumut, dacă ai știut să te controlezi, vei dormi liniștit. De-aia spune Scriptura, dacă ești giran sau dacă ai împrumuturi, nu dormi liniștit. Proverbe capitolul 6, pentru că sunt unii care, deși cu datorii, tot nu fac economii. Zice în Proverbe 6, fiule, dacă te-ai prins chezaș, poate cineva în situația aceasta. Dacă ești legat prin făgăduința gurii tale, dacă ești prins prin cuvintele gurii tale, fă totuși lucrul acesta, fiule, desleagă-te. Du-te, aruncă-te cu fața la pământ, stăruiește de el, nu da somn ochilor tăi, nici ațipire ploapilor tale. Scapă din mâna lui cum scapă căprioara din mâna vânătorului și ca pasărea din mâna păsărarului. Fă tot ce știi, adună banii să poți să fii liniștit. Noi, de partea noastră, ca și credincioși, suntem datori să ajutăm pe frații. Să facilităm un sistem de împrumuturi fără dobândă și cu posibilități de grațiere totală, așa cum v-am citit din cartea Deuteronom. Să ne amintim de acel caz din 2 Împărați, capitolul 4, când un om s-a împrumutat. Cred că s-a împrumutat pentru că cei din jur nu l-au ajutat. Deci trebuie să fim atenți și să privim problema pe ambele fețe ale ei. Dacă fratele tău sărățește lângă tine, ajută. Evreii, în privința asta, chiar în vremea noastră, atunci când află că unul dintre ei, știți că ei practică mult comerțul, intră în faliment, ceilalți îi oferă, pare mi se, vreo 3 variante ca să o salveze. Deci noi trebuie să ne ajutăm frații. Dar nu cum îmi vine acum în minte un caz cu 70-80 de mii de euro, celălalt să falimenteze și cel din tâi să îmbolnăvească. Nu așa. Să-l ajuți cu ceea ce are nevoie în plan imediat, cu un sfat bun, repet, poate unii vor fi nevoiți să se mute la țară, o bucată de pământ, nu știm ce va fi în viitor, lucrurile pot să devină și mai grele, situația și mai gravă. De aceea să fim atenți. Neajutându-l nimeni pe acel fiu al prorocilor, a venit vremea, spune Scriptura acolo în timpul lui Elisei, ca creditorul să vină și să ia cei 2 copii să-i facă robi. Era un fapt cunoscut în antichitate. Acum este un fel de robie modernă, dar tot subjugat ești. Femeia aceea s-a dus la omul lui Dumnezeu, de aceea trebuie să venim cu astfel de situații înaintea Domnului, să vedem ce-i de făcut, chiar să ne rugăm, să postim, și Dumnezeu a făcut o minune. Acel frate despre care vă spuneam că a fost în situația limită să arunce de pe bloc, Dumnezeu i-a rânduit un serviciu undeva în Europa și a găsit o chirie foarte favorabilă în sensul că îl ajută și statul și poate să economisească o sumă destul de mare în fiecare lună. Și mi-a spus, frate, m-am 3 luni și am scăpat. A zis, pentru noi, Domnul a făcut o minune. Minuni ca atunci sau ca asta de care aminteam, Dumnezeu poate să facă. Dar ce este de știut pentru cei în cauză? Femeia s-a dus la Elisei și l-a întrebat, acum ce-i de făcut? Mă pot scăpa de credit? Capitolul 4, versetul 7. Și el a zis, du-te de vinde un de lemnul și în primul rând plătește-ți datoria. Și cu ce va rămânea, vei trăi tu și fiii tăi. Cu siguranță nu o sfătuia Elisei, acum dacă ai bani, fă o spăț. Nu, întâi plătit datoria și apoi restul îi împarți. Cum spunea un frate că s-a întâlnit pe tren cu o doamnă și din vorbă, vorbind în compartiment, îi zice, mă duc la o prietenă de-a mea, de câte ori mă sună, mi se plânge, n-are bani, nu mi-ajung de la plată, la avans, cum e vorba, și îi fac cadou 31 de plicuri goale. Ceva hârtie mai groasă ca să nu se rupă luna asta? De ce vrei să faci cu ele? Când își ia salariul, să-l împartă în 31. Și se scrie pe fiecare plic, întâia lunii, doia lunii, și atunci nu o să mai ajungă fără bani. Și în data de întâi n-are voie să umble la plicul din data de doi. Că ea nu știe să-i împartă. Poate că în plicuri scapă. Pentru că asta este problema. Nu știu oamenii să-și regleze apoi consumul și să se mulțumească cu ceea ce au. Temă pentru acasă ce au mâncat lucrătorii lui Boaz
în ziua când s-a dus și Rut la ei să culeagă spice. Vedeți dacă voi v-ați mulțumi astăzi cu meniul lor de la Ameas. Citiți, Rut 2 cu 14. Că mă tem că de foame nici nu căutați, v-am spus eu versetul. Vedeți dacă nu cumva voi aveți pretenții mai mari în ziua aceasta la Ameas. Și au muncit în ziua aceea, noi astăzi nu muncim. Pe zi de odihnă, nu? Închei. Observând că tehnica genetică, robotică, spațială, electronică a făcut din noi o piesă în mecanismul economiei de piață, iar reclamele ne subjugă. Reclame peste tot, reclamele video, click, care toate lucrează la mintea omului și ne înrobesc, făcând din toți niște datornici și îmbogățind doar pe unii. Dar asta din greșeala noastră. De aceea vă citesc ca un verset concluziv, Proverbe 28 cu 20. Un om credincios este nepădit de binecuvântări. Dar asta nu înseamnă neapărat o mașină cadou. Înseamnă și o pâine. Și o haină care nu se învechește. Dar cel ce vrea să se îmbogățească repede, și aici e clar că face referire la credite, cel ce vrea să se îmbogățească repede, nu rămâne nepedepsit, e regulă. Așadar, ce-i de făcut? Să avem mulțumirea evlaviei. 1 Timotei 6 cu 6, negreșit. Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Dacă v-ar întreba cineva, aveți câștiguri mari? Să spună un frate, am un mare câștig. Băi, cât ai? 30 de milioane pe lună? Nu. Am mulțumirea evlaviei, este un mare câștig. Asta îți oferă liniște și speranța în providența divină și îndepărtează, elimină consumurile nejustificate. Știți Psalmul 127 și 128? Dacă nu zidește Domnul, Domnul păzește, omul e binecuvântat în lucrul mâinilor lui, chiar dacă are copii, Dumnezeu îl ajută. Da. Avem experiențe cu un Dumnezeu care ne poartă de grijă. Are uneori ne dă mai mult, alteori mai puțin, ne trece prin văi, prin dealuri, dar să umblăm cu El, cu încredere că mergem spre cetatea cerească. Acolo vor fi toate din belșug. Noi acum aici suntem pe drum în pustie. Aici sunt condiții limit. În Canaan, acolo curge lapte și miere, numai că unii vor să curgă lapte și miere în pustiu și asta nu se poate. Asta când vom ajunge acolo în împărăția lui Dumnezeu, le vom avea din plin. Până atunci să ne controlăm ca să nu o apucăm pe drumuri greșite. Domnul să dea îndurare și binecuvântare tuturor. Amin.